Bun găsit, dragi telespectatori, la rubrica Mandat de primar. Astăzi ne aflăm în comuna Sascut, o comună foarte frumoasă, o comună în fruntea căreia se află domnul primar Ioan Răuță. Domnul primar este un om cu multă experiență și iată, astăzi am venit pe teren împreună cu dumnealui și cu domnul viceprimar Ionel Apostol să ne arate ce s-a făcut în cei 4 ani, vorbesc de 4 ani de mandat din 2016 în 2020. Vă spun asta tocmai pentru că domnul primar a fost greu de găsit, pentru că are foarte multe proiecte care deja unele dintre ele sunt finalizate, iar la unele încă mai are de lucru. Domnule primar, vă mulțumim de invitație, bine v-am găsit. Spuneți-ne, vă rog, cum stați cu proiectele în comuna Sascut? Bună dimineața, bine ați venit la noi. În primul rând, ne aflăm în punctul Conțești al comunii Sascut, unde satul acesta a beneficiat de câteva proiecte. Proiectul de asfaltare, măsura 722, ne aflăm în punctul depozitului domnului Borțun, la bifurcația cu Conțeștiu. Mai avem 4 poduri în valoare de 1 milion de euro. Avem pe calamități 2,5 km de asfaltare, iluminatul din stâlp în stâlp, apa potabilă, avem un cămin de bătrâni care are în locație vreo 38 de bătrâni. În fine, zic eu că în ceea ce mă privește în satul Conțești, mai avem puține de făcut și sperăm ca anul viitor să le ducem la îndeplinire pe toate. Care e rugămintea mea și dorința mea e că unii dintre noi facem treabă, unii dintre noi critică, iar pentru toate măsurile astea care le-am făcut în comuna Sascut, cei care sunt din opoziție, toți au votat împotriva acestor proiecte, culmea, pentru că de ună zi am făcut un caiet de sarcini, am scos proiectul de hotărâre pentru o linie de creditare, pentru că în premieră am să spun acum că noi avem angajate 26 de proiecte în valoare de vreo 21 de, milioane de euro, lucru care deja se derulează circa 6 milioane de euro anul ăsta, fapt pentru care aș atenționa cetățenii din comuna Sascut să aibă orientare, totuși când mai aleg câte un consilier din alte părți, pentru măcar să aibă dragostea de această comună, ca în urma lor, în urma noastră, să rămână ceva. Deocamdată de aici o să ne deplasăm în satul Bălcuța, Fântânele, Pâncești, Berești, Schineni, peste tot, să vedeți ce s-a făcut în acești 4 ani. De fapt, în primăria se lucrează 30 de ani de zile, cu o mică pauză care am avut-o, care mi-a prins bine, dar uite că chiar acum, pe ultima sută, când deja am o vârstă apreciabilă de 64 de ani, gândesc că trebuie să muncesc mai mult și alături de mine domnul viceprimar Apostol Ionel, care e un copil bun, un copil tânăr, cred eu că pentru viitor o să-l formăm, să preia frâile acestei comuni, pentru că are nevoie de oameni, n-au nevoie de oameni care să fie împotriva comunității noastre. Așa este, domnul viceprimar este un om dedicat, aveți o echipă foarte bună, dovadă că ați reușit să duceți la bun sfârșit multe dintre proiectele pe care le-ați început în 2016. Tocmai din această cauză, din acest motiv, dragi telespectatori, vreau să vă spun că domnul primar nu prea ar dori să fie filmat, dar ne-am gândit că pentru Cârcotaș, pentru cei care critică, este bine ca cetățenii să vadă ce s-a întâmplat în comuna lor și mai ales că se întâmplă lucruri foarte frumoase. Să mergem pe teren. Dragi telespectatori, așa cum am spus mai devreme, ne aflăm în comuna Sascut, dar vom merge prin fiecare sat, da? Acum ne aflăm la Bălcuța. Spuneți-ne, vă rog, bună ziua, cum vă numiți? Milea Elena. Ce faceți dumneavoastră? Ia uitați, domnul primar v-a pus aici asfalt. Treabă bună, ne-a făcut treabă bună, foarte, foarte, foarte bună. Bă, dar prostă e că a făcut, că ce era aici, niște groi de
Domnul primar Răuță Ioan, da, a făcut, ia uitați ce asfalt bun și domnul vice Apostol Ioan. Da, cu domnul vice, da, cu domnul vice, cu domnul primar, amândoi, și cu ceilalți echipa, care știu echipa lor, echipa. Aveți condiții foarte bune acum. Avem, Boda Prostul Dumnezeu, acum Dumnezeu să ne mai aducă ploaie. Și ploaie. Aveți și asfalt, aveți și gaz metan, am înțeles, da? Da, care a putut băga, care nu, fiecare cum l-a strâns cureaua. Nu-i nimic, faptul că l-aveți până la poarta asta înseamnă că în orice moment când doriți puteți să-l duceți în casă. Poate eu îl duc la bătrân de 75 de ani, copiii care oricine să vii, nepoți, trebuie să facă ceva. Ei, și pentru că tot acum e campanie electorală, trebuie să fim corecți și să spunem, asta înseamnă că votul dumneavoastră clar se duce către domnul aici Răuță. Domnul Răuță. Păi acum, într-adevăr, aveți condiții la nivel european. Avem, Boda Prostii, să dea Dumnezeu să facă peste tot când poate. Când se poate. Cum se poate. Dar din ce am observat eu, din ce am văzut, că noi am venit și am mai filmat și altă dată, într-adevăr, împreună cu echipa dumnealui, domnul primar Răuță Ioan a făcut foarte multe lucruri, eu zic că chiar multe într-un timp destul de scurt. Da, cu toți, și cu buni, și cu răli, și cu oameni buni, și cu răi. Așa se trece prin viață. Bine, doamna Mila, noi vă dorim sănătate multă și să vă așteptați nepoții cu drag. Doamne ajută! Doamne, ploaie și bine că ați făcut treaba aici. Așa și poate mai face succes. Numai bine, mulțumim! Da. Bine! Ne aflăm în satul Bălcuța din comuna Sascut. V-am arătat mai devreme imagini cu asfaltarea din acest sat. Acum ne-am oprit în fața bisericii. Domnul primar s-a gândit să aloce fonduri, dar mai multe despre acest lucru ne va spune chiar domnul primar Răuță Ioan. Deci mă bucur că am ajuns aici, în fața acestei biserici care arăta într-un fel, acum arată în alt fel. Vreau să spun că satul Bălcuța beneficiază de asfaltare 1,4 km, gaz metan, la fel ca și Conțeștiul, că am uitat că în perioada imediat următoare vom merge cu gazul metan spre Conțești. E luminat, acest sat va beneficia, Sascutul sat, de un proiect de apă canal de 135 de miliarde vechi. Asta înseamnă că anul ăsta, cred, spre sfârșitul lunii octombrie-noiembrie, o să începem lucrările. Apa potabilă o să fie, cred eu, clarificată la anul, pentru că vom aduce aici un rezervor de mare capacitate, unde vom alimenta întreg satul. Efectiv, zic eu că am făcut un pas înainte și considerăm noi că în continuare o să aducem o bunăstare în comuna noastră, deoarece dorim ca cei care sunt plecați în afară să se reîntoarcă la noi în comună, pentru că noi dorim să le creăm niște condiții mai deosebite. Dragi telespectatori, ne aflăm tot în satul Bălcuța, de astă dată în fața dispensarului medical uman. Suntem aici împreună cu domnul primar Ioan Răuță, cu domnul viceprimar Ionel Apostol și cu domnul doctor Dragoș Dărăban. Domnule doctor, astăzi se vede că dispensarul arată foarte bine. Bineînțeles, vom merge și înăuntru să vedem cabinetele, dar eu mi-aduc aminte că undeva înainte, până în 2004, era într-o stare jalnică, să spun așa. Spuneți-mi, în toți acești ani, ce s-a făcut ca să știe toată lumea? Așa se vede din exterior, vom vedea și în interior, dar ce s-a făcut în acești ani? În acești 16 ani au fost renovate de la zero, a fost renovat de la zero acest dispensar. L-am preluat în 2004 o ruină și cu ajutorul primării, cu ajutorul primarului, cu ajutorul organelor locale de atunci, am reușit să-l renovăm, să-l punem după 16 ani, să-l punem la punct. În momentul de față pot să mă laud cu cea mai mare convingere că sunt puține cabinete care au aceste dotări și sunt la nivelul ăsta de renovare.
Putem să spunem că acum dumneavoastră vă faceți meseria în cele mai bune condiții și ceea ce înseamnă că e un lucru foarte bun și pentru pacienții dumneavoastră. Așa este, doamnă, fac această meserie de 16 ani zilnic, fără întreruperi, doar cu câteva mici concedii de odihnă de o săptămână, 10 zile pe an. În rest, timp de 16 ani mi-a desfășurat activitatea în acest cabinet. Am dorit să ne arătați și înăuntru, da? Să vadă toți telespectatorii noștri cum arată un cabinet medical. Sala de așteptare, o sală modernă, cu un spațiu pe măsură, unde pot aștepta undeva la 15-20 de oameni, puteau aștepta, în condițiile de față doar 4 oameni mai au acces. Sala este dotată și cu aer condiționat, cu instalații de aer condiționat, cu alarmă, supraveghere video, putem vedea absolut orice în timp real. Aici aveți în dreapta mea cabinetul medicului de familie, dacă puteți intra și o să-l vedeți. Sunt echipamente noi, cumpărate pe cabinet, mare parte din aparatură adusă din partea primăriei. Avem și câteva donații din partea unei fiice a satului, care îi mulțumim și pe această cale. După cum vedeți, sunt de ultimă generație echipamentele, se păstrează toate măsurile de protecție și de igienă. Trebuie să respectăm în aceste condiții toate măsurile igienico-sanitare. Aici aveți sala de tratament, tot fișierul, doamna asistentă, are o vechime de 11 ani dumneei. Toate echipamentele și aparatura este nouă. După cum vedeți, pacienții au toalete separate. În partea cealaltă, în spatele dumneavoastră, sunt și toalete pentru personalul medical. Sunt separate. Aici avem centrala și pompele pentru apă. Predarea sunt niște condiții mai. Farmacia. Aici avem un cabinet stomatologic cu aparatură achiziționată anul trecut. Va veni în cele din urmă un medic stomatolog. În condițiile de față sunt destul de greu de deschis cabinetele stomatologice, dar sperăm că până toamnă, ce mult în primăvară, să avem și un medic stomatolog aici. Domnule doctor, ne-ați prezentat un cabinet foarte frumos. Într-adevăr, cred că multe orașe nu au asemenea cabinete. Eu cred că dumneavoastră sunteți foarte mulțumit de tot ce s-a realizat în acești ani și cred că v-ați gândit să legați meseria dumneavoastră și de politică, pentru că astea se fac împreună. Nu se poate să un proiect european sau trebuie să fii și în politică implicat. Am înțeles că sunteți pe lista de candidați pentru consilieri pentru Partidul Social Democrat, așa este? Da, așa este, este adevărat. Am gândit ca după 16 ani să îmbin politica cu medicina. De ce ați ales Partidul Social Democrat? Nu l-am ales eu, dumnealor m-au ales după 16 ani de negocieri lungi. Și într-un târziu am ajuns la concluzia că cei din PSD se potrivesc mai mult decât era necesar pe tiparul meu. Exact, asta vreau să spun și dumnealor, faptul că v-au curtat atâția ani, acest lucru înseamnă că sunteți potrivit să faceți parte dintr-o echipă puternică, o echipă care va aduce rezultate foarte bune în comună. Sperăm și vom lupta pentru treaba asta și să putem menține acest cabinet la un standard mai mult decât acceptabil. Pentru că tot acest cabinet s-a menținut cu multă trudă și cheltuială, nu doar cu vorbe. Așa este. Noi vă mulțumim foarte mult și vă dorim succes. Cu plăcere. Mulțumesc frumos, doamnă.
Dragi telespectatori, ne aflăm tot în comuna Sascut, acum în satul Fântânele. Deja cum am intrat în satul Fântânele, am văzut asfalt nou. Acum ne aflăm în fața bisericii, care am înțeles că a fost reabilitată în interior, dar mai multe lucruri ne va spune domnul primar Ioan Răuță. Domnule primar, vă rog să ne spuneți ce proiecte au fost aici în satul Fântânele, care sunt finalizate și ce mai aveți de lucru. Avem aici în satul Fântânele proiectul măsura 72, care a prins șoseaua principală plus două artere secundare. Suntem acum la Biserica Catolică, unde nu mâine, poimine e hranul bisericii, și suntem cu echipa de lucru la primărie, punem bănci, iluminatul electric, asfaltare, gaz metan, apă potabilă, lămpi din stâlp în stâlp. Drumul, o să luați imagini, drumul de la cimitir, artera din stânga de aici, de la adăscăliții, se asfaltează chiar în momentul de față. Deci să presupunem că și în acest sat Consiliul Local, primarul comunii a avut în atenție doar să facem totul pentru a se reîntoarce tineretul din afară, găsind condiții mult mai bune. Vreau să spun și mai devreme, cu siguranță tinerii acum când vor veni, să spunem, în primul lor concediu, vor vedea diferență, o diferență foarte mare de la cer la pământ, putem spune, pentru că deja comuna Sascut este la nivel european. Asfalt, gaz, metan, apă potabilă și tot ce avea nevoie, domnul primar împreună cu echipa dumnealui a accesat fonduri europene și bineînțeles și cu prin alte finanțări și iată că a dus comuna la standard european. Și satul Fântânele face parte din proiectul Apă Canal, cel de 135 de miliarde de lei, Bălcuța, Fântânele și Schineni, de Aluțiganul, cartierul nou. Deci o să fie condiții, zic eu, cât de bune în viitorul apropiat, numai că trebuie să avem un pic de răbdare, că nu le putem împărți, adică le face pe toate într-o zi. Trebuie să avem răbdare și cu toate astea dumneavoastră ați făcut aceste lucrări să meargă foarte repede și cetățenii să se bucure cât mai curând de tot ce se vede și veți vedea în imaginile noastre.